30.000 de turiști au profitat de weekendul prelungit de Rusalii pentru a da o fugă la mare. Cei care au ales litoralul pentru scurta vacanță de Rusalii s-au putut considera norocoși, mai ales că vremea a fost excelentă. În mini-vacanța de Rusalii, 10.000 de români s-au mutat pe litoral. Distracția a fost întoi, mai ales că în ultimii ani, hotelierii și-au adaptat ofertele după cerințele turiștilor. Soarele strălucitor a făcut echipă bună cu vântul, care a adiat ușor, ținându-i pe turiști întreaga zi pe plajă. Posibilitățile de distracție pe litoral sunt nelimitate. Cluburile, terasele și beach barurile de pe litoral sunt toate deschise. Atrași nu doar de soare și de mare, ci și de prețurile de început de vară, peste 70.000 de oameni și-au petrecut vacanța de Rusalii la malul mării, estimează autoritățile. Este vorba despre cei înregistrați oficial. În topul preferințelor a fost stațiunea Mamaia. Peste 1.500 de polițiști și jandarmi au vegheat ca mini-vacanța să fie lipsită de incidente.